Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou videoclip de League of Legends. În acest videoclip o să mă joc niște Veigar Mid. Probabil titlul o să fie ceva de genul 1000 AP la minutul 20. Și dacă nu fac 1000 AP la minutul 20 o să fie mare clickbait. Așa că aflați și voi dacă am făcut sau nu, că nici eu nu știu. Bun, deci suntem Veigar Mid. Am început cu tier, că vreau să fac cât mai mult AP. Adică o să-mi iau Seraph, care îmi dă foarte mult AP, nu știu cât îți dă, în general 150, cam așa, să zic. Deci, încercăm să stacăm cât mai mult AP, să facem 1000 AP la 20 de minute, cam ăsta ar fi planul, a? Azi dăm Q prin... nu, l-o mor, unlucky. Bun, ăsta cu Azir, hai să vă învăț niște trick-uri aici, da, și înainte să încep aici, m-am gândit așa, bă. La 1000 de abonați, unul la mână o să înceapă live-urile. Și în al doilea rând, o să postez guide-ul cu Kiana la 1000 de abonați. M-am gândit eu așa, pentru 1000 de abonați facem guide-ul ăla cu Kiana la blană. O să fie un guide, mă rog, editat, cum pot eu acolo cât mai bine. Aolo, s-ar atac eu, băieți, GG. Ok. Da, cum ziceam, o să fie un guide cu Kiana. Așa, cum pot eu să-l editez, să fie cât mai frumos, să arate cât mai bine. Și sper să... no, placă la toată lumea. Ok, așa, hai să vorbim despre match-up-ul ăsta. Wait, așa l-am luat. Azir are magic, credeți, putem să vedem sus acolo. Așa că dacă îi dau multe hituri, pot să-l bat. Aolo. Deci din hituri pot să-l luam numai pe Azir. Nici măcar nu trebuie să... Wait, am dat hituri. Nu trebuie să dau flash, nu? Oh, are flash, wait, are, adică... Ok, unlucky. Da, și dacă mă întrebați de ce nu-i Fury pe video, iară s-a dat țeapă. Aia, unlucky. Ata s-a putut, băieți, ata s-a putut. O să... Ok, hai să ne gândim la build, da? Trebuie să fac gen... stați așa, că mai bine facem așa. Și vedem. Așa, deci trebuie să fac... 3 iteme, 4 iteme până la minutul 20. Deci trebuie să fac Everfrost, trebuie să-mi fac ăsta, Seraph-ul, Magi și Rabadon. 4 iteme. Na, nu fac la 20 de minute, dar hai, v-ați luat clickbait. Se fac la, hai să zicem, dacă le fac la 29 de minute, dacă ține match-ul după. Și atunci o să fie ceva de genul 1000 pe 20 de minute. Bă, nu mint tehnic. E la 21 de minute, 29 de minute, da. Tot 20-i. Bun. Să vedem. Să vedem cum îl... Oare mai încercăm să-l omorâm sau... încercăm să farmăm pur și simplu. Aolo, nu s-a luat ăla aia. Bă, cred că mai încerc să-l omor. Sau dacă... mă, vine Blitz la rom? Știe? Wait. Smurf. No flash? Nu știu dacă are flash, sincer. Aolo, băieți. Are flash. Salut, frate. Mamă, dar n-au chef. Asta, că aștept 3 secunde. Easy kill. Gata, s-au făcut stack-uri. Avem 34 AP de la pasivă momentan. Mă, numai 34, mă, cam puțin. What the fuck? Hai, 36, se stachează încet. Ar trebui să fac mai multe kill-uri, că pe kill-uri îți dă multe stack-uri. Nu? No? Takedowns. Grant 5 stacks. Ia, auzi, mă, păi 5 stack-uri. Păi se stachează aici. Wow, băiți. Hai să văd cum iau ăștia. Așa, s-a luat, s-a luat, bun. Avem râu, acum putem să-i dăm one shot. Avem și electrocute. Astea sunt runele, by the way, pentru cine se întreabă. Nu, și le-am luat și eu de pe u.gz, adică nu... oh, nu e cine știe ce. Așa, un small update. Un small update. Hai că update am zis, dacă e. Un small update. Am făcut 1200... 30 ceva lăpu pe flex. Am făcut și un kill pe mid. Suntem rank 2 și ne apropiem de rank 1 pe flex. Foarte tare, sincer. Adică, nu, vă dați seama că nu-i whatever, dar... caide, așa, un small update. Din nou, pentru băieții ăștia de pe Facebook care se simt atacați, da? Că postez eu videoclipuri pe Facebook sau pe YouTube sau pe ce dracu postez eu. Pentru băieții ăștia de se simt atacați și n-au ce face decât să caute mie profilele și chestii. Da, frate, da.
Nu o să vin vreodată la tine să zic, uite, sunt mai bun decât tine că mă joc flex și că sunt rank mare pe flex. Nu, sunt mai bun decât tine că sunt rank mai mare pe soldu. Adică ce căcat? Ești slab, eu joc bine. Ce căcat? Ce te da, da, mă, cu figuri din astea că ești challenger flex, că abuzezi sistemul, că nu știu ce. Mă, ce căcat, mă, că... Fac la piept cu elo-ul tău pe soldu. Ca m-a rugat, băiți, ca m-a rugat, ia ziceți. Hai, nu, da, pe bun, adică ce... Pe bun, adică vine un băiat așa random la tine să-ți comenteze. Când tu postezi videoclipul, știi, for fun, acolo faci content, faci nu știu ce, și vine să-ți comenteze: domnule, tu nu te joci în challenger, te joci... Stați așa, că vă și explic, vă zic tot, hai că începe povestea, că e funny. Da, deci am pus postarea cu videoclipul trecut, care abar n-am nicio fost. No, mă rog, ce-o fi fost videoclipul trecut, da? Am pus postare pe Facebook, vine unul în comentarii. Începe să dea poză că e jucat în bronz, că doamne ferește, că face... Nu știu ce căcat a zis. Mă rog, a zis că e jucat în bronz, că nu pot să joc mai sus. A, da, și buffed în silver, așa mi-a zis. Mi-a zis buffed în silver. Adică omul probabil e silver și zice că, nu știu, e echipa lui, că îl trolează echipa sau chestii, că altfel nu înțeleg. Mamă, se ia kill-ul ăsta, băiți, așa. Deci, probabil zice că trolează echipa din silver sau ceva, că altfel nu înțeleg ce mi-a zice buffed în silver. Mă rog, în orice caz, da? Codul ăsta e bronz și gen... No, încerc ca să fie amuzant și toxic. What the fuck, Romania, ce-am făcut, unlucky. Așa, și îi zic că... Îl întreb, ar fi mai funny să mă duc să mă joc în Master Challenger Elo? Știți? Da. Să mă duc să filmez efectiv videoclipul în Master Challenger Elo în care testez campion și intez în ultimul hal. Că i-am explicat că 100% n-aș face eu 30 de kill-uri. A, Vladimir am făcut, mă, așa. 100% n-aș face 30 de kill-uri în Challenger Elo. What the fuck? Ce-o stai? Mă rog. Așa, i-am explicat, da? Și face el, ca să te joci în Master Challenger, trebuie să ajungi prima dată acolo. Asta a fost explicația lui, da? Îi dau OPGG-ul. Da, îi arăt, nu știu ce, Master 70% win rate pe soc, da? Ca idee, da? Adică nu poți să zici că OPGG-ul meu arată nasol, adică poți să zici că am făcut duo, nu știu ce, duo abuse, oh my god, te joci duo, jocul ăsta ai făcut să te joci, să fii trist și să te joci singur. Mă rog, nu zic nimic de lumea care se joacă solo, da? Că vin ăștia de zic că abuzezi duo, că nu știu ce, că nu te joci singur. Ce căcat, păi nu-mi place să mă joc singur, efectiv, n-am jucat un joc vreodată în viața mea solo. Nu o să mă joc pur și simplu solo. Adică, mă rog, acum sunt nevoie din Master, da? Vă dați seama. No, adică profilul meu arată mega insane pe solo duo. Mă rog, dacă trebuie să flex arată și mai insane, da? Ca idee, pe solo duo arată totuși mega insane. Da? No, i-am explicat la ăla că, bă, nu știu ce, așa, și face... I-am dat profilul, da? I-am dat profilul, sau ăsta... O văzut că-s Master și face... A, da, da, la flex abuzezi, nu știu ce, abuzezi, joci cu gol la flex. Lasă că te știu. Și aici schimbă subiect, adică, nu, no, te am zis, după aia nu i-am mai răspuns, că n-are nicio rost să-i răspuns la omul ăla. Adică bagă din alea cu prima dată să ajungi acolo, că nu știu ce. Auzi, bă. Bă, dar asta mi se pare ce, păi, măi, fiu arogant, dar asta chiar mi se pare arogant să zici. Că îi explic că n-ar fi amuzant să fac videoclipuri în Master Challenger, că nu ar fi la fel de amuzant, adică nu aș putea să fac la fel contentul. Și îmi zice că ar trebui să, că trebuie să ajung prima dată acolo, bă, deci asta mi se pare maxim, bă, n-ai cum. Mi-a zis-o și apoi vine prietenul lui în comentarii și face rect. Sau, a nu, ce ai zis-o? Doamne, că mi-am spart capul. A, bă, nu, de fapt, mă rog. Pe acolo tot ceva, nu chiar așa, dar nevermind, el a fost un comentariu la meme de la un prieten, mi se pare. Dar nu știu sigur, mă rog, oricum, ceva de genul, ceva hate acolo, a venit un prieten de-a lui să-l dea hate. Mă, dar zici că se supără băieții ăștia, că zici că e ofensez că mă joc în bronz și fac kill-uri, mă. Zici că supărați rău. Hai să vedem, deci avem 16 stack-uri, da? Hai să vedem cât apă avem. Mamă, dar ce ăștia de la mine o duc bine? Aolo. Mă, da, mă jur, în niciun videoclip n-am pierdut vreodată. Adică în fiecare videoclip am avut echipă Smurf. Mă jur. The fuck? Uite, top 1 e 3-0, ăla poate chiar îi o duce când, cumva. Bun, hai că mai stăm puțin să mai dau un el. Dacă tot avem ceva gold. No, da, și ăsta a fost update-ul, nu știu, mi se pare cringe. Puțin. Da, dacă lui se pare... Dacă lui... Bă, dacă el trebuie să-și exprime opinia, bă.
dacă lui trebuie, ai. Aolo, băieți. Aia nu-i de stun. Hai, joacă pe asta. Ce am jucat-o, mamă, că l-am smurfat pe băiatul ăsta. Ia, vine pe mine. Pare, dar da, ăsta dă tot și foarte bine la abilități, băi, doi ăsta. Cazir. Sincer, l-ați văzut? Bă, nu-i chiar așa. Umpa, lumpa. Aolo. Nu, mă rog, cum ziceam, la 1000 de abonați o să încerc să fac guide-ul ăla cu Kian, adică gen build-uri, rune, chestii, care probabil nu o să mai fie valabil în... Hai că m-am bălbuit și eu. Care nu o să mai fie valabil în 6 luni, probabil, dar aia ta s-a putut. Bă, să-mi iau Rabadon direct? Nu, no, mă, nu. Nu-mi iau buți, mai doi, nu-mi iau buți. Țin așa, fără buți. Îmi iau un rod din ăsta și vedem după aia cum facem. Mă, ce sună așa, mă? Dansai la oi sau ceva? Mă rog. Hai tu mă să-ți dă AP, da, îți dă AP pe, cure, pe mitic. Bun, am 15 AP în plus. Deci itemul ăsta momentan îmi dă 95 AP. Ok, perfect. E cel mai bun item care puteam să-l iau, cred că. Cea mai bună mitică. Fac o schemă. Nu mi-a reușit! Bă, era schema bună, bă, schema chiar ieșea dacă știam să joacă Veigar. Mamă, dacă ați... Pentru cine au văzut ce încercam să fac acolo... Deci, i-am dat... Pentru cine n-au văzut, pardon, să vă explic. I-am dat Flash, Everfrost, da? Ca să-i dau... Mă, n-ai cum, mă. Mă, n-ai cum, trolează, no, nu există. What? Ce-a fost asta? Ce-a fost scramul ăsta? Mă rog, așa, i-am dat Flash Everfrost și am încercat să pun E-ul gen în lateral, știți? Cât să-l prind cu marginea, gen... Gen să zicem că el era aici și eu l-am pus gen așa. Mă rog, am încercat. A fost destul de close, totuși. Good try, good try. Close one. O să mă mur iar. Taaa! Dar iau, chiar iau target? Nu am dat un hit în el. Bip, bup, bip, bup, bip, bup. Sunt un roboțel. Aolo. Ce mai aveam de zis? Stați, că mai era ceva de zis pe aici. Mă gândeam eu la ceva. Eu nu-l iau ăsta. GG, nici nu mă mai chinui să-l iau, whatever. Ba da, mă chinui, vă dați seama, adică nu am cum să-l las. I am evil, stop laughing. Doamne, că cream că am dat Q-ul în altă direcție, că îmi exploda capul. Bă, avem Raven Hunter, adică dacă îi dau un râ la ăsta cu Azir... Mamă, dar toată lumea e fi dată. What the fuck? Ia, dat ceva. Avem 500 AP la 14 minute. Bă, eu la 20 eu zic că fac, dacă am... Dacă trag un Rabadon acum... Și mai trag câteva stack-uri de undeva. Eu zic că se face. Mă, nu-i mai bateți, mă, stop beating them so hard. Că dau FF, dracu. Ok, nu știu ce mai voiam să zic exact, dar... No. A, da, mamă, abia aștept să fac 1000 de abonați. Mamă, se deblochează acolo. Mă, o să sune ca și cum aș vrea bani, dar stăți așa. Gen, vreau să... Vreau să-mi deblochez ăsta, membrii. Îl omor, nu cred. Nu cred că am vreo șansă. A murit. What the fuck is this, bro? Dar vreau să-mi deblochez membrii, că niciodată n-am avut membrii. Adică am avut odată. Am avut, mi se pare, cred că un membru am avut. Pe canalul vechi am avut funcția de membrii deblocată și apoi i-am dat cancel sau ceva. Mi-a dezactivat monetizarea. Și atunci am scos și membrii de tot. Și acum nu l-am putut activa pe canal, știți? Și de-aia am făcut canalul ăsta nou. Adică am explicat în primul videoclip, whatever. Sau în ultimul videoclip de pe canalul ăla. Mă, dacă eu iau ăsta acum... Facem așa, guys, și apoi luăm Rabadonul. Și o să am 1000 pe când iau Rabadonul, e ok. Mă rog, știu că pare puțin AP acolo. Acum știu că a crescut foarte puțin AP de la ăsta, dar... Nu, n-ar trebui să crească AP, că cât îmi dădea. Ăsta.
Adică tot ce mi-am luat a fost un amplifying tone, mi se pare, în plus. Ah, bă, nu. What? Wait, but this is bullshit. Wait, e bullshit. E 60 cu 20 AP. Deci tu plătești pentru 80 AP, mai plătești și tier-ul. What? Și apoi mai plătești și... Stați puțin, bă, ne-am luat. Deci îmi dă... Am 203 AP. Îmi dă 170 AP. Ui. Parcă nu ne-am mai luat schimb, lăsați așa. A, parcă intră 170 AP-ul ăla. Ia, uite, 600 AP. Trebuie să fac stack-urile pe Magi. Și apoi intră și mai bine. Mamă, când iau Rabadonul ăla, păi... E gata distracția. Mă, dar nu vine nimeni aici. Dar știe. Bum. A, dar și-a dat ăsta. A, chiar moare. Oh. Hai, Varus. Ravus. Oh, triple kill. Bă, imediat facem Rabadonul ăla. Imediat fac 1000 AP. Mamă, te rog să nu dai FF. Te rog că iese videoclipul dacă nu dau FF. Doamne, dacă nu dau ăștia FF, îmi iese videoclipul perfect. Îmi iese la 20 de minute. Mamă. Mamă. Deci îmi trebuie încă... 1600 gold. Fuck, n-am ajuns. Ce am zis? 1100 plus... Nu, 1200. Am... Hai mă, lasă-mă. Am dat să dau... O să-mi dau ăsta. Doamne! Poate vreau. Am multă. Am avem 700 AP. Deci astea mai îmi dau 120. Dar am 3 Rabadonul neapărat. Cu Rabadonul fac asta. Mă, poate și înainte de... Mă, cred că mă moară ăla cu Malphite dacă mă duc lângă el așa că... Stau mai safe puțin. Mă, și cu Baronul? Trebuie să fac ăsta, Rabadonul, rapid. Pentru Baron, pentru astea. 700 AP? Ok, avem 704 AP. Trebuie să fac cumva să nu mor aici. O să-mi dea Malphite ult. Ok. This is fine. Ok. Cât era Rabadonul? 3600, încă 500 gold. Încă 500 gold foarte, foarte rapid, fără să mor. Dar da, one shot la mine, nici nu-i funny. Yes, ha. Fuck. Au water. Ok, încă 300... Am luat Baronul? Oh, wait, era Herald ăla. Doamne. Ok, încă 200? 200? 100, adică? Hai, băi, hai! Hai că se poate, hai! 19 minute, 19... Mamă, păi fac înainte, păi ce click, băi, vă dau la 10 minute, scriu. Hai, nu, că scriu la 20, hai să zicem. Și apoi o să vină cineva în comentarii. Mă, dar și eu, toată lumea face 1000 AP la 2 minute, 20. Hai, e 19.45. Fac 1000, nu? 1000. 1166. Mamă, ce thumbnail. Ce click pe-i trag. Da, ok, hai. Hai că s-a și râs. Mamă. Hai să mergem să vedem cum facem. Am 1166 AP. Mamă, n-am buți. Dar nu contează, avem AP. Ai, mă, ce mai îmi dau? Ce mai mi-au de AP? Să am foarte mult AP. Bă, Horizon Focus ăsta dă super mult AP. Wow! Hai, bate-mă, hai la mine. Ah, n-are. Mă, nu prea iau heal, că se calculează ca AOE. Oh, puțin AP aici. Mă, Baronul ăla trebuie să-l facem, mă. Fuck. Da one shot la mine cu kill. La chest, la range. Nu la range, la melee. Wow, salut frate. Mi se pare rău de tine. Da, ulu. 1200. Puh.
Nu, că în titlu se pune cât AP fac meciul ăsta, adică nu se pune că... Nu se pune 1000 AP, se pune... A murit. Ah, hai că a murit, salut. Asta nu prea știe cum funcționează Veigar, ăsta mă omoară, acum care râu și eu n-am... Nu mă urmărește, nice. Nice, am scăpat. Mai luăm niște minioane aici. Blitz pușează solo topul, mamă ce mai trag de AP. Hai că s-a și luat ăsta dacă e. Mă luăm un turn aici, for fun. Bun, niște gold. Ce să-mi iau, mă? M-aș putea să merg pentru cea mai mult AP să-mi iau Horizon Focus. Cam asta ar fi ideea. Dar nu mi se pare foarte bun. Adică item-ul e prost. Adică putem merge pentru max damage sau max AP. Adică Horizon Focus ăsta e mega prost. În orice caz. Da. Mamă, ce le face asta cu Ramos, că îi învață ca pe copiii mei. A murit. Actually dead. Help. Mamă, dar așa mortă-s. N-am ce să fac. Stai. Unu. Fuck. Ata, s-a putut. Nu s-a putut mai mult. Ai. Dar am pierdut AP-ul, am pierdut mage, ai stacks. Deci ăsta îmi dă 1100, ăsta îmi dă... Ăsta îmi dă cooldown reduction, care e foarte, foarte bun, dar nu. Void staff mi-aș lua pentru că dă extrem de mult damage, sau zona să-mi țin stack-urile. Mă rog, asta vă zic ce să vă las voi în caz că... În caz că sunteți, așa fi dați, sau mă rog. Bă, ăsta îmi dă 115, dar e prost rău item, dar e cel mai mult AP. Ai, apoi nașor îmi iau, hai că... Mamă, voi vă dați seama, nașor. Scalează cu AP, îți dă 20%, deci dă pe hit, deci dai pe hit, 20% din AP. Adică eu dau... 200... S-a dus, băieți, 250? Bine zic, mă. 240, nu? 1400. Eu bine zic, nu? Da, 40, 240. Doamne, că mi-am luat brain damage. Așa. Mamă, trebuie să-mi iau și poțiune și... Mă, mă bucur că nu o dat ăștia încă FF, adică e tare rău. Sincer. E, poate vă dăm pe ăștia așa. Mă, dau din ăsta, din Everfrost dau. Super mult, what the fuck? Deci eu o să dau 240 magic damage pe hit. Vă dați seama. Dacă mi-au nașor. Ca idee. Bă, 240 pe hit în plus, așa gen. Magic damage. Deci eu nici măcar nu-mi trebuie... Mă, la cât AP nici măcar nu-mi trebuie... Mă, am dat 1700 pe aia. La cât AP am nici măcar ăsta, abilități nu-mi trebuie. Ia uite că la ăsta-i dau Q double. Au, ieși din range. Nu, mi-am dat seama de ce a dispărut. Bun. Mamă, băieți, s-a tras. Măi, nasol că toți sunt foarte, foarte range, adică Sivir cu Lux sunt super mega range și n-am ce să le fac. Și apoi singura dată când... Și Azir. Adică singura dată când se bagă pe mine sunt când pot să mă omoare, adică aia e nasol. Mă... Hai că facem așa. Hai că mă bați dacă e. Mamă, că i-am dat la... I-am dat la aia. De n-am mai văzut așa ceva. Mă, trebuie să-mi iau nașurul ăla, că altfel... Mau, salut băiți. Cu ce l-am omorât cu un kill? Mă rog, mai fi dat cineva în el, că nu am cum să-l omor dintr-un kill. Hai să mergem să-i luăm jungle-ul, dacă tot. Avem... Ah, mai trec nașorul, mai trag aici un nașor, mai dă un kill pe ăștia. Bam, bam, bam. No, păi ăsta, clar, ăsta îmi place videoclipul, sincer, ăsta chiar e un video fain, adică și eu m-aș uita la așa ceva. Adică cât de fan e să vezi pe cineva că face așa ceva? Sincer. Bă, mai trebuie puțin. 1500 AP. Trebuie să facem baronul ăla neapărat după aia. Dar știți ce mai îmi trebuie? Trebuie neapărat ăsta și apoi mai trebuie încă 500. Trebuie să facem și de puține. We go
Baron in a bit. Trebuie să-i omor aici, rapid. Hai băi, salut. Baftă, Lux. Am ca omorât-o dintr-un chip, săraca asta. Bă, ăsta ce-i fac? Că-i dau... Ta, close, close, unlucky. Știam că nu o să moară, adică, mă rog. Mă gândeam că nu o să moară, nu știam. Că nu-s... Zeul la Veigar, da? Am prezis. Așa. Am premonit. Hai că premonit dacă... Well, we go Baron. I go back. Then Baron. Hai să vedem. Bun, bun. 1700. Mamă, că pun în titlu 2000 apel la 20 de minute, că nu e real ce titlu pun. Na, deja s-a pus 2000 apel la 20 de minute, că nu e real. Mamă, coaie, că nu e real. Bă, n-am făcut atâta pe în viața mea. Rată. What the fuck? Can you actually crazy? What the fuck? Bă, e actually super crazy, holy shit. Asta cred că-i dau one shot dintr-un... Doamne, că... Hai, mă, hai, go. Mă, știi ce-i nasol? Că nu Infernal, mă. Fuck, imagine cu Infernal Soul. Am dat tankat. Go, please. Na, tankezi, hai. Ia să dăm, cât dăm? 600 numai. Cred că tankam eu de-aia. 1200 dau. Mamă, cum ar fi să-mi fure? Că trebuie să stai că dau eu W-ul. Așa, s-a furat și baronul. Ăsta-mi dă o ultă și mor. 1804... Nu, că se pune 2000, adică vă dați seama că nu e 1000 în titlu, e 2000 în titlu, n-aveți treabă. Ța, ce clickbait s-a tras astăzi. S-a mâncat astăzi bine. Bă, stați că glumesc, eu nici măcar n-am monetizare, încă stați așa. S-a tras fumic azi. A, am ceva farm acum, am observat. What the fuck? Măi, dacă mă duc aici, mi-au one shot de la oricine, că dacă îmi prind un Lux Q, îmi dă Malfighter, s-a adus. Aolo, salo, frate. Ta. Măi, dar eu dau super mult pe hit, asta e chestia. Eu îi bat din hit-uri pe ăștia dacă am kill. Mamă, da. Ia la numai hit-uri la oră, by the way, jumate de viață numai din hit-uri. A, nu moare. Unlucky. Și la flash? Ia, hai să vedem cât dau pe turn. 700. Pe hit, bă, 1200, așa, casually. Mai dăm un Q. S-a ratat Q pe minion, băiți. Au, mai dăm un E aici. Aaa. Mamă, 2000 AP. Na, nu e real așa ceva. Fuck. Nu moare. Aaa. Și la flash? Uite, cât dau pe turn? Bă, 700 numai. Bă, pe Nexus cred că dau mult, nu? Ia, pe ăsta că dau. 1200 pe hit. Am murit. Oh! Nu! No! Oh! What the fuck? Bă, dau cam mult minion, sincer, ce să vă mint. Nasol, nu se mai face 2000 pe meciul ăsta, dar s-a dat clickbait-ul, aia e important. Vreau să văd că dau pe Nexus. A, vreau să văd. Bă, mergea, e cel mai bun item, adică cât îmi dă? Îmi dă 125, nu? 125, da. Mă rog, 125, 145, aici este, da. Ăsta îmi dă super mult AP. Ăsta îmi dă 200 AP, mă. Toate itemele astea îmi dau super mult AP. Nashor-ul l-am luat, că îmi dă cel mai mult AP. Cred, nu? Bine zic, nu? Nu este nimic un item care să pot să-l iau. Aici nu cred că mai este absolut nimic care dă AP, nu? Dă Riftmaker-ul, dar nu prea. Cred mai puțin. Tacto... Nu o să citesc de fapt, că nu știu ce zice. Mai bine, las așa, că nu... O luăm un puțin de AP, de fapt am luat. Ăsta ce face? Ăsta-i fură? Ăsta îl trolează pe ăsta cu Ramos, bă, săracul ăsta. Bă, ăsta cu Ramos îi trola, bă, de ăsta cu Blitz, bă. Bă, că nu e real. Hai să vedem. Da, n-am ce alte iteme să-mi iau, nu? Adică chiar nu este nimic. Bă, Horizon Focus ăsta e teribil, bă, teribil ăsta acolo, da. N-am ce să fac, că dă mult AP. Bă, nu-mi place item. Bă, e prost item ăsta de... Nu există.
nu face nimic, adică pe bune, gen, nu vă luați vreodată item ăsta, gen, e efectiv mai prost decât orice alt... Oh, fratele meu, mă, nu moare ăla, și-a luat Withstand, aha. 1822. What the fuck? What the fuck? Romania. GG guys, GG, ăsta să fie videoclipul. Sper că v-a plăcut, că mie mi-a plăcut. Am râs de nu s-a mai putut. Taolo, că a fost amuzant rău. Eu nu cred că mi-am terminat ideea cu chestia de la flex de mai devreme. Da, mă rog, imediat facem rank 1, adică încă în 4 win-uri facem rank 1. No, nu că ar fi mare chestie, dar nu, cum ziceam. Da, tare, e acolo. Ah, hai să ne uităm la damage, dacă tot. Nu prea mult, hai să ne uităm la total damage. 308.000. Asta e și pe minioni. Oh, wow. Wow. Da, se pune și pe minion damage-ul ăsta, by the way. Mă rog, physical damage nu cred că am dat așa mult, dar am dat cel mai puțin aproape. Mă rog, what the fuck. 300.000, cam puțin. Da, mă rog, ăsta nu-i damage pe campion, numai 50.000 pe campion, din păcate. Bă, poate ar trebui să fac un video în care încerc să joc, nu știu, Kogmo? Sau Karthus? Sau ceva campion din ăsta de dă extrem de mult damage pe campion. Să fac acolo 1.000.000 damage pe campion sau ceva. Da, îmi ziceți voi dacă e o idee bună. Da, mâine probabil o să fac rank 1 pe flex. Vedem cum... Adică azi când vedeți voi videoclipul și da, cam ăsta o să fie update-ul de astăzi. Ne vedem mâine la un nou videoclip. Nu uitați să vă abonați. La 1000 de abonați o să fac guide-ul pe Kiana. Da, care, no, presupun că vrea lumea să vadă, nu? Adică e destul de ok. Adică o să fie destul de ok, sper. Adică, mă rog, o să vă dau sfaturi care, no, v-ar putea ajuta să jucați Kiana și cred eu că o să vă ajute destul de mult. Deci, da, ăsta o să fie videoclipul, mersi că v-ați uitat. O să ne vedem și mâine la un nou videoclip, cum ziceam. Și până atunci, baftă!